România iese din lumina intereselor. V-am arătat în urmă cu o lună și jumătate la News Hour-ul CNN cum se pune praful pe hidrocentralele de sute de milioane de euro gata să producă energie. Astăzi vă spunem că acestea ar putea fi puse în curând în funcțiune după ce guvernul a adoptat o ordonanță de urgență prin care aceste amenajări vor fi scoase din ariile protejate. Zece hidrocentrale finalizate în proporție de 80-90% care ar fi putut produce energie pentru România. Ele însă stau închise de ani buni din cauza că instituțiile statului și-au pasat niște sarcini simple ce ar fi făcut lumină înaintea intereselor. Lucrul este destul, să zicem așa, de ciudat. M-aș putea spune așa că au fost declarate situri Natura 2000 pentru a bloca acele investiții. În urmă cu o lună și jumătate vă arătam în seria de reportaje România în lumina intereselor cum stăm pe niște comori energetice care, cu câteva avize, ar putea să ne ieftinească facturile uriașe. Pentru întreaga amenajare hidroenergetică de pe râul Jiu, statul a investit până în acest moment 177 de milioane de euro și încă investește în pază și întreținerea echipamentelor. Iar dacă de mâine acest ansamblu de hidrocentrale ar funcționa, ar produce undeva la 259 de gigawatt-oră pe an, necesarul alimentării a 200.000 de locuințe sau, pe scurt, un județ întreg. Vă arătam de asemenea și cine blochează deschiderea acestor hidrocentrale atât de utile în aceste vremuri de criză, de la ONG-uri de mediu până la partide politice. După ce zona în care se află cele două hidrocentrale a fost declarată arie protejată, ONG-urile au cerut blocarea proiectului în instanță, iar judecătorii au decis lucrările sunt ilegale. Ca atare, mingea se află în acest moment în curtea parlamentarilor români, care încearcă să traseze printr-o lege limitele ariei protejate, astfel încât să scoată cele două hidrocentrale din interiorul sitului natural. De la difuzarea reportajelor de când proiectul de lege care ar fi scos hidrocentralele din ariile protejate, inițiat de senatorul Daniel Zamfir, era contestat la CCR, lucrurile au început să se miște, nu neapărat spre rezolvarea situației. Mai întâi, Curtea Constituțională a admis contestația celor de la USR. S-a muncit la o nouă formă a legii care chiar ieri a fost respinsă de către Parlament. Cred că ar fi un lucru extraordinar de important, mai ales în acest context, să continuăm lucrările la acele hidrocentrale. Iar astăzi, după multe promisiuni, guvernul a aprobat ordonanța de urgență care clarifică situația acestor hidrocentrale. Ele au fost scoase din zonele naturale protejate și astfel ar putea fi deschise. Dar tărăgânarea și dezinteresul de până acum ne vor mai costa cel puțin un an de zile. De atât timp este nevoie doar să se șteargă praful de pe ce a fost lăsat în bezna intereselor.